După 2 ani de jucat pe la Simeria și oră știe CSM Deva, care a avut un sezon reușit în Liga 3 de fotbal, ajungând până în play-off-ul de promovare, va reveni acasă. Lucrările de reabilitare de la stadionul Cetate se apropie de finalizare, iar la redarea în funcție arenei de la Poalele Cetății, cel mai probabil luna august, CSM Deva va juca cu un adversar de calibru, prim divizionar Rapid București. Vedem sezonul viitor pe CSM Deva jucând pe stadionul Cetate? Eu îmi doresc foarte mult, având în vedere că aproape de 2 ani de zile am jucat, un an de zile la Orăștie, un an de zile la Simeria. Lucrurile merg bine la stadion, sper că la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, să facem inaugurarea și să facem cu Rapid. Alegerea Rapidului ca adversar la redeschiderea stadionului Cetate nu este deloc întâmplătoare, trupa din Giulești fiind echipa de suflet a antrenorului Devei, fostul internațional Ștefan Nanu. Cu Rapidul, Fane Nanu a câștigat un titlu național și tot acolo era legitimat când a jucat pentru prima dată în echipa națională de fotbal a României.